Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În octombrie, capricornii vor fi atenți la lucruri necunoscute. Ești în pragul schimbării și nu are rost să o negi. Acceptă renoirea ta și atunci universul își va deschide porțile pentru tine. De la rutine poți trece la libertatea creativă. Mulți capricorni vor descoperi în sine calități spirituale interesante. A doua lună de toamnă este propice soluționării problemelor care necesită favoarea celor de la putere și autorităților oficiale. Angajații vor merge cu siguranță înainte, deoarece meticulozitatea și diligența nu vor trece neobservate în octombrie. Și în sectorul de afaceri, Propunerile promițătoare care au stagnat în septembrie pot fi actualizate. Lună plină din berbe pe 9 octombrie este favorabilă comunicării cu familia, iubirii și treburilor casnice. Dragoste, acei capricorni care au deja un partener vor dori schimbări în treburile inimii. Nu ar trebui să faci atacuri decisive, deoarece aceste lucruri poate înrăutăți relația. O neînțelegere reciprocă clară cu un reprezentant al sexului opus poate duce la o dezamăgire lungă. Până la sfârșitul primei decade, tensiunea se va diminua. O relație ușoară cu o persoană interesantă de sex opus va părea de succes și vei avea șanse mari de a primi o ofertă. Capricornii cu familie vor primi sprijin și ajutorul celor dragi doar dacă trec prin prima decada a lunii fără pierderi. O căsătorie bazată pe câștig material nu va supraviețui cel mai probabil crizei, dar cei care sunt sinceri cu partenerul lor vor percepe aceste lucru ca pe o neînțelegere temporară. Capricornii singuri vor fi prea selectivi la oameni. Nu te adânci în acest sentiment, altfel nu vei putea să faci o cunoștință mult așteptată. Ai tendința de a nu avea încredere și de a bănui pe toți, dacă depășești acest sentiment, atunci poți începe o relație de succes până la data de 20 octombrie. Sănătatea În octombrie pot apărea disfuncționalitățile tractului gastrointestinal. Este probabilă exacerbarea colecistitei cronice și a pancreatitei. În acest sens, este bine să abandonezi complet utilizarea alcoolului și alimentelor grase. Persoanele mai în vârstă trebuie să-și monitorizeze nivelul de zahăr. Programează o vizită la medic și trece la un examen medical. Nu neglija vizita la un gastroenterolog, mai ales dacă apar simptome precum arsuri la stomac, dureri de stomac, erupții cutanate și greață. Capricornii trebuie să-și încerce mâna la sporturi acvatice. Înscrie-te la o piscină sau aerobic acvatic, încearcă notul. Nu ar trebui să faci asta împotriva voinței tale? Dacă sufletului tău nu-i place, orice tratament cu apă îți va aduce beneficii. Mergi mai des la baie și la saună. Problemele grave de sănătate pot apăra nu pentru tine, ci pentru cineva din prieteni sau rude apropiate. Află cât de contagioasă este boala înainte de a oferi ajutor. Banii La începutul lunii, capricornii vor avea o mare responsabilitate pentru decizia organizatorică. Este posibil să întâmpini unele dificultăți în care un vechi prieten te va ajuta, un program de lucru încărcat îți va afecta bunăstarea emoțională. Dacă simți că se apropie epuizarea emoțională, atunci iați câteva zile libere, tensiunea va începe să scadă după mijlocul lunii, mulți capricorni vor deveni neobișnuită de emoționali, atât colegii, cât și șeful vor nota acest lucru. Ca urmare, Ți se va oferi ajutor pe care nu trebuie să-l refuzi. După data de 20 octombrie, probabilitatea de a fi invitată la conferințe și prezentări care au loc într-un cadru informal va crește. Ar trebui să profiți de șansa de a întâlni oamenii influenți care îți vor fi de folos pentru afaceri ulterioare. Atmosfera favorabilă cunoștințelor nu va continua până pe 25 octombrie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!